Doi angajați ai Consiliului Județean Gorj au fost reținuți ieri după amiază, acuzați că au ajutat firmele celor trei afaceriști reținuți și ei în urmă cu trei săptămâni și suspectați că au obținut ilegal un contract de 157 de milioane de lei pentru întreținerea și dezăpezirea drumurilor județene printre afaceriștii pe care cei doi funcționari sunt acuzați că i-au ajutat să câștige licitația se află Doru Șandru, administratorul firmei Idail Construct și cumnat al senatorului Ion Iordache, Mircea Vărzaru, administrator al firmei Rom Strade S.A. și Mihai Puiu, administratorul Metal Collect Prod SRL. Funcționarii reținuțierii sunt acuzați de anchetatori că au ajutat firmele respective să obțină licitația, dar și să încaseze sume necuvenite. La data de 15 aprilie anul curent, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, fiind în continuarea cercetărilor într-un dosar penal, au reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj doi bărbați de 48 și 54 de ani din Municipiul Târgu Jiu, bănuiți de săvârșirea infracțiunii, de complicitate la obținere ilegală de fonduri publice. Din cercetările efectuate a și faptul că în calitate de membri în Comisia de Atribuire a Lucrărilor și Serviciilor de Reparare și Întreținere Drumuri Județene ar fi favorizat trei agenți economici constituiți într-un parteneriat în vederea încheierii contractului prin modul de întomire a caietului de sarcin și prin prezentarea unei situații fictive privind existența utilajelor de dezapezire în teren. Prin înleznirea și ajutarea operatorilor economici s-a încasat ilegal contravaloarea orelor de așteptare pentru lucrări de dezăpezire. Dosarul Idail 2 a creat o reacție violentă din partea senatorului Ion Iordache, care a ieșit în apărarea celor trei afaceriști acuzând procurorul de caz.